Reprezentanții teatrului Alexandru Davila s-au adaptat vremurilor și invită pe argeșeni la un regal de piese de teatru. Este vorba despre DaFest, Festivalul Internațional al Teatrului de Studio, ediția 24-a. Evenimentul va fi online în perioada 28 noiembrie-5 decembrie, iar spectacolele pot fi urmărite gratuit pe www.dafest.ro, pe pagina de Facebook sau pe canalul de YouTube. Bună ziua, oameni buni! Teatrul Alexandru Davila renaște! Teatrul Alexandru Davila vine către dumneavoastră cu Festivalul Internațional de Teatru de Studio, DaFest 2020. Teatru! Teatru! Teatru ne salvează, oameni buni! Între 28 noiembrie și 5 decembrie, fiți cu ochii online. Echipa Teatrului Alexandru Davila face tot posibilul ca dumneavoastră, publicul nostru, să puteți vedea în curând online niște spectacole extraordinare. Veți putea vedea 10 de spectacole din România, Franța, Italia, Belgia, Republica Moldova, Austria și Ucraina. Așa că stați cu ochii pe Teatrul Davila și pe DaFest, Festivalul Internațional de Teatru de Studio Pitești 2020. Oameni buni, aveți grijă de sănătatea dumneavoastră, dar aveți grijă și de sufletul dumneavoastră. Aveți grijă de teatru, pentru că este al dumneavoastră. Suntem ai dumneavoastră. Cu drag, Constantin Cotimanis. Programul festivalului este următorul. Sâmbătă, 28 noiembrie. Ora 11:30, Dănilă Prepeleac, regia Traian Șoimu, Teatrul Merlin Timișoara. Ora 15, Mame, regia Cristian Ban, Teatrul Dramatic Fanny Tardini Galați. Ora 17, Anno Fantom, regia Tom Bocara, compania Le Menteuse, Belgia. Ora 19, Ultimul Don Juan, regia Petre Bocor, Teatrul Notara, București. Ora 21:30, Piatra din Casă, regia Alexandru Dabija, Teatrul Toma Caragiu, Ploiești. Duminică 29 noiembrie, ora 11:30, Pinocchio, regia Alina Hiristea, Teatrul Alexandru Davila, Pitești. Ora 15, Coaste din Viața lui Adam, regia Octavian Strunilă, Teatrul Mefisto. Ora 17, Ole, regia Catrine Spinaz, La Cric, Franța. Ora 19, Nunta însângerată, regia Andrei Măjeri, Teatrul Național Marinsorescu, Craiova. Ora 21:30, Dureri Fantomă, regia Bogdan Budeș, Teatrul de Artă, București. Luni 30 noiembrie, ora 11:30, Cine a furat fulgidenea, regia Georgeta Lozincă, Teatrul Arlechino, Brașov. Ora 15, Variațiuni la invențiuni, OP2, regia Petre Ancuța și Emilian Mârnea, Teatrul Dramaturgilor Români, București. Ora 17, Lecume de Jur, Reverie Virtuel, regia Julie Desmedweaver, Underground Sugar, Franța. Ora 19, Nunta, regia Alexandru Grecu, Teatrul Satiricus Ile Caragiale, Chișinău, Republica Moldova. Ora 21, Toate lucrurile pe care mi le-a luat Aloa, regia Andrei Măjeri, Reactor de Creație și Experiment Cluj-Napoca. Marți 1 decembrie, La mulți ani, România. Ora 11:30, Căluțul Cocoșat, regia Mihai Androne, Teatrul Toma Caragiu, Ploiești. Ora 15, Mimoza, regia Gheorghe Mândru, Teatrul Bogdan Petricei cu HDU Cahul, Republica Moldova. Ora 17, La Magnifica Iluzione, regia Andreea Palucci, Teatro de Langine, Italia. Ora 19, Candid, regia Cristian Pepino, Teatrul Țăndărică, București. Ora 21, Lumea din Lăuntru, regia Catinca Drăgănescu, Un Teatru, București. Miercuri 2 decembrie, ora 11:30, O întâmplare cu un câine la miezul nopții, regia Cătălin Sfârloagă, trupa de teatru Protha, Panciu. Ora 15, Parada, regia Cosmin Crețu, Teatrul Tudor Vianu, Giurgiu. Ora 17, Der Spieler, jucătorul, regia Tino Geirun, Teatrul Pygmalion, Austria. Ora 19, Sunt eu, Anabel, regia Cristina Andreea Ion, Lightwave Theatre Company, București. Ora 21, Moștenirea, regia Ingrid Bonța, Teatrul Cochet, București. Joi 3 decembrie, ora 11:30, Exploziv, regia Mihai Savu și Diana Iacomir, trupa de teatru Ad Hoc, Pitești. Ora 15, Adene Bonobo, regia Ruxandra Bălașu, Teatrul Cochet, București. Ora 17, Theater Vocals, Teatrul Mikola Kuliš, Ucraina.
Ora 19, singur printre mârlani, regia Andreea Gavriliu, Teatrul Național Cluj-Cluj-Napoca. Ora 21, experimentul P, regia Alexandru Hausvater, Teatrul Alexandru Davila Pitești. Vineri 4 decembrie, ora 11:30, cântecul privighetorii, regia Toma Hongea, Teatrul Cărăbuș Brăila. Ora 15, A Truth, A Lie and a List of Possibilities, regia Andreea Novac, Developing Art București. Ora 17, ziua în care nu se cumpără nimic, regia Horia Suru, Teatrul Național București 9G. Ora 19, Fata fără zestre, regia Constantin Podu, Teatrul de Artă Deva. Ora 21, Angajare de Clov, regia Daniel Bucur, Teatrul George Ciprian, Buzău. Sâmbătă 5 decembrie, ora 11:30, Universul din Lanterna Magică, regia Radu Dinulescu, Teatrul Prichindel, Alba Iulia. Ora 15, Eu rămân, regia Luana Hagiu. Ora 17, Burca și Basma, regia Raul Hotca și Wagi Gagui, Tunisia, Teatrul Municipal Baia Mare. Ora 19, Jocuri în curtea din spate, regia Diana Mititelu, Teatrul de Stat Constanța. Ora 21, Zaraza, regia Răzvan Mazilu, Teatrul Toma Caragiu, Ploiești.